foiaj vă deranjez. Vedeți ce s-a întâmplat pentru că ați avut parcată mașina aici? Dar este un refugiu de parcare. Nu este un refugiu de parcare, de este o bandă de intrare în această parcare, doamnă scumpă. Asta este, nu este parcare aici. Da? Uitați, aveți acolo sus semnul pentru parcarea care este aici. Dumneavoastră ați parcat în afara parcării. Și moral, din punct de vedere moral, sunteți vinovată. Pentru că acea domnișoară care a vrut să iasă din parcare, nu a avut loc din cauza nu, na, nu că n-a avut, nu fiți ironică. Dar nu sunt ironică, dar nu nici că n-a putut să se asigure cum a trebuit, pentru că dumneavoastră ați avut. Nu faceți acum moral. De ce? Nu, e un lucru rău că vă atrag atenția pe viitor să nu mai parcați unde apucați? Nu este un lucru rău, dar având în vedere cum sunt locurile de parcare, da? Cu noi nu e o scuză, dar dacă murea cineva. Dar nu este vina mea. Aveți o vină din punct de vedere moral, okay, pentru că ați parcat mașina aici. Domnișoara a fost neatentă. Înseamnă că dacă dumneavoastră nu simțiți o vină, moralitatea dumneavoastră este la pământ. Da, scuzați-mă că vă spun. Mulțumesc frumos. La revedere, zi bună. La revedere. Mulțumesc că ați ziua mea, să știți. Uitați că ați reușit să faceți o zi bună. Hai. Altcuiva. Eu știu, nici nu s-au mai oprit. Băiatul venea, ea avea, nu avea vină. Dar cum să ajung cu spatele în parte? Și ce impactele micuri sunt cum să suport? Cum nu pot? Pentru că au vrut să întoarcă ea de aici, au corpul să intre în spate. Nu, e variantă de...